Dragii mei, rămâneți așa cum sunteți. Dacă vreți să urmăriți cuvântul Domnului împreună cu mine, deschideți în cartea Deuteronom. Cuvântul Domnului în capitolul 29. Deuteronom, capitolul 29. Voi citi versetul 1. Iar după ce voi citi versetul 1, voi merge la versetul 9. După care voi citi până la versetul 20. Deci, repet, nu vă dau trimitere cu pagini, pentru că nu corespunde multe ori, dar mă gândesc că sunteți oamenii care sunteți familiarizați cu Cuvântul Lui Dumnezeu, îl citiți în fiecare zi acasă, nu-i așa? Și atunci nu este foarte greu să găsim unde este Cartea Deuteronom. Capitolul 29, așa cum am spus, versetul 1 prima dată, iar după aceea voi citi de la versetul 9 până la versetul 20 inclusiv. Și cuvântul Domnului spune astfel. Iată cuvintele legământului pe care a poruncit lui Moise Domnul să-l încheie cu copiii lui Israel în țara Moabului, în afară de legământul pe care îl încheiase cu ei la Horeb. Versetul 9. Să păziți, deci, cuvintele legământului acestuia și să le împliniți ca să izbutiți în tot ce veți face. Astăzi, stați înaintea Domnului Dumnezeului vostru, voi, căpetenile seminților voastre, bătrânii voștri, mai mari oștirii voastre, toți bărbații din Israel, copiii voștri, nevestele voastre și străinul care este în mijlocul taberei tale, de la cel ce staie lemne până la cel ce scoate apă. Stai ca să intri în legământ cu Domnul, Dumnezeul tău, în legământul acesta încheiat cu jurământ și pe care Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu tine în ziua aceasta. Ca să te facă azi poporul lui și el să fie Dumnezeul tău, cum ți-a spus și cum a jurat părinților tăi Avraam, Isaac și Iacov. Nu numai cu voi încheie legământul acesta încheiat cu jurământ, ci cu atât cu cei ce sunt aici printre noi de față în ziua aceasta, înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cât și cu cei ce nu sunt aici printre noi în ziua aceasta. Știți cum am locuit în țara Egiptului și cum am trecut prin mijlocul neamurilor pe care le-a străbătut. Ați văzut urăciunile și idolilor, lemnul și piatra, argintul și aurul care erau cu ele? Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție, a căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor celora. Să nu fie printre voi nici o rădăcină care să aducă o travă și pelin. Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia, încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui și să zică: voi avea pacea chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele și chiar dacă aș adăuga beția la sete. Pe acela Domnul nu-l va ierta, ci atunci mânia și gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia. Toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el și Domnul îi va șterge numele de sub ceruri. Amin. Acesta este, dragii mei, cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Aveam de gând să vorbesc despre o retrospectivă a anului 2014. Din punct de vedere spiritual, cu privire la lucrurile pe care le-am făcut și la lucrurile pe care le-am lăsat nefăcute. Dar totuși Dumnezeu mi-a schimbat atunci când mă pregăteam și Dumnezeu mi-a spus nu. Și vreau să vorbesc despre legământul pe care eu l-am încheiat cu poporul, acest legământ pe care Domnul mi-a spus căci mulți l-au călcat. Și dacă s-a întâmplat cumva așa în anul 2014 să călcăm legământul pe care l-am făcut cu Domnul, Dumnezeu în această zi, dragii mei, așa cum este titlul acestui pasaj, renăirea legământului, Dumnezeu în această zi ne oferă, și acest gând pe care vreau să vi-l transmit în această zi este un gând de încurajare din partea lui Dumnezeu, dar este și o avertizare pentru cei care își permit să trăiască în așa fel încât niciodată n-ar fi încheiat legământ cu Domnul.
Vedeți, dragii mei, în această dimineață ni s-a vorbit despre dragoste și mi-a plăcut foarte mult încă de la timpul de rugăciune ceea ce s-a spus, pentru că este în contextul cuvintelor pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă. Călcarea legământului, dragii mei, are consecințe și consecințele acestea sunt de ordin pământesc prima dată, iar după aceea, după ce închidem ochii și trecem din viața aceasta, consecințele sunt de ordin spiritual, pierzare veșnică, despărțire veșnică de Dumnezeu. Ceea ce asculți astăzi, eu nu am garanția că vei mai asculta altă dată. Eu nu știu dacă Dumnezeu îți va mai da încă o șansă în care să-ți păstrezi legământul așa cum i-ai promis lui Dumnezeu. Un legământ pe care Dumnezeu vrea să-l reînnoiască astăzi cu tine. Ceea ce trebuie reînnoit, dragii mei, înseamnă că odată a fost făcut. Și acest legământ a fost odată făcut între tine și Dumnezeu. El a fost înnoit pe parcursul vieții tale. Și nu este prima oară când îți permiți lucrul acesta. Să calci legământul pe care l-ai făcut cu Domnul în ziua în care te-ai hotărât pentru Dumnezeu. Și când ai fost întrebat până când, nu te-a obligat nimeni să spui. Ai venit acolo, în apa botezului, aici sau în altă biserică, oriunde ai fost, ai făcut un legământ cu Domnul, de bună voie, nesilit de nimeni. Și îmi place să cred că am făcut-o din dragoste pentru Domnul. Dar oare mai avem acea dragoste de care s-a spus și de care s-a citit astăzi? Un legământ ținut, dragii mei, fără dragoste, în ochii lui Dumnezeu este egal cu zero. Ați văzut? Spunea și fratele Ghiță, căzuți, dar neobosiți. Domne, aveau fapte, dar erau căzuți în ochii lui Dumnezeu. Respectarea legământului, dar care nu vine din dragoste, este egal cu zero. Este ca și cum ți-ai făcut un legământ și l-ai făcut și mulți din locul acesta l-am făcut. Mai sunt și care nu l-au făcut. Cu soțiile noastre și voi cei care sunteți bărbați ați făcut lucrul acesta, iar surorile au făcut la fel. Iar când ai fost întrebat cât ai de gând, ai spus până la moarte. Dar dacă nu mai există dragostea aceea, bărbatule, și vii acasă ca un taur furios și pufă-i și nu-ți place nimic. Și înainte să spui cum ești, dragă, sau să-i spui te iubesc, spui, fă, ai făcut mâncarea aceea, că mi-e foame. Iar tu, femeie, care vine bărbatul acasă și în loc să-i spui, dragule, iubitule, cum ți-a mers astăzi? A fost ușor, a fost greu? Mi-ai cumpărat fixativ? Mi-ai luat ce-mi trebuie? Dragii mei, acesta este certificat de căsătorie. Fără dragoste, cofor cuvântul lui Dumnezeu egal cu zero. Poți să ai certificatul de căsătorie și poți să te duci cu el. Acel certificat, dacă nu-ți dai toată silința să iubești, este egal cu zero. Dacă trebuie să-l prinzi undeva, îl cauți repede prin buzunare, te pregătești cu el de acasă, îl scoți de acolo. N-are prea mare valoare din punct de vedere pământesc, dar din punct de vedere spiritual are. El poți să-l ții în casa ta, nu-ți mai aduce niciodată fericirea. Așa este și cu legământul pe care l-am făcut cu Domnul, dragii mei. Degeaba am făcut legământ cu Dumnezeu dacă l-am călcat, dacă am omis cumva cerințele lui Dumnezeu, el trebuie ținut cu dragoste. Și prima poruncă pe care Dumnezeu o dă poporului Israel este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, nu vreau altceva de la tine în primul rând decât să mă iubești. Vreau o relație bazată pe dragoste cu tine. Oprește-te și spune cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos mai departe. Dar înainte ca să ajung acolo, vreau să spun din versetul 10, spune acolo cuvântul Domnului așa de frumos. Astăzi stați înaintea Domnului Dumnezeului vostru,
Voi toți, este vorba de întreg poporul, astăzi. Deci lucrul acesta înseamnă că este urgent, nu suportă amânare. Nu suportă amânare. Noi toți, cu bătrânii, cu mai mari, cu bărbații lui Israel, și spune mai departe acolo, cu copiii voștri, cu nevestele voastre, cu străinul care este în mijlocul taberei, toți, cuvântul lui Dumnezeu este valabil pentru fiecare dintre noi. Dar dacă astăzi este nevoie, dragii mei, ca eu să aduc un cuvânt de reînnoire a legământului, este pentru că, așa cum am spus mai devreme, a fost făcut odată. A fost înnoit din nou de Dumnezeu în trecerea anilor în viața noastră, când n-am fost credincioși lui Dumnezeu și au trebuit să vină oameni aici, trimiși de Dumnezeu, de aproape sau de departe, să ne aducă aminte că am încheiat un legământ cu Domnul. Și Dumnezeu astăzi spune, vreau să reînnoiesc acest legământ cu tine. Nu vreau să te pierd. Te iubesc, mă înțelegi? Te iubesc și vreau să-mi petrec viața pe pământ și viața în veșnicie împreună cu tine. Îl iubești pe Domnul? Versetul 12 spune mai departe, stai, ceea ce s-a spus și mai devreme, oprește-te și pocăiește-te. Lasă faptele făcute fără dragoste. Știu faptele tale, știu osteniala ta. Stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău. Stai! Este nevoie de multe ori, dragii mei, să ne oprim din alergarea noastră. Este nevoie de multe ori să ne oprim. Să nu ne mai gândim că a trecut Crăciunul. A fost frumos? Ați mâncat bine? În această dimineață, stând aici în față, a fost pentru prima dată când am stat aici, de când s-a schimbat un pic configurația aceasta, și mă uitam la dumneavoastră din când în când și vă mărturisesc că nu vă vedeam prea veseli. Și totuși, eu în urmă cu o săptămână v-am spus din partea Domnului că prima sărbătoare pe care a instituit-o Domnul a fost sabatul. Și Dumnezeu a ales-o să fie sărbătoare, pentru că era momentul întâlnirii între om și Dumnezeu. Dacă nu ne bucurăm în casa lui Dumnezeu, dragii mei, și nu venim aici plini de bucurie, dacă nu iubim pe Domnul și nu iubim venirea la casa Domnului, nu putem să fim fericiți. Știți, când mergeam la discotecă, în anii, pot să spun tinereții mele, încă tot mă consider tânăr, chiar că am aproape 40 de ani, dar în urmă cu 22 de ani, păi când mergeam acolo, mă bucuram, dar era o bucurie venită dintr-o nebunie în inima unui copil care nu înțelegea ceea ce este bucuria adevărată și vroiam să văd și eu cum îi. Crezi că acolo era vreunul care stătea în colț? Crezi că acolo era vreunul care stătea trist? Acolo țopăiam cu toții, săream în sus. Ce ne oprește, dragii mei, să ne bucurăm în casa lui Dumnezeu? Ce ne oprește să venim fericiți în locul acesta? Nu cumva ne-am pierdut dragostea din tâi? Nu cumva nu mai avem aceleași sentimente pentru Dumnezeu pe care le-am avut în ziua în care am încheiat legământ cu Domnul? Nu cumva venim la casa Domnului pentru că e duminică? Nu cumva suntem obosiți? Ce te-a obosit? Rugăciunea? Te-ai rugat prea mult azi noapte? Și ai venit obosit aici? Mi-ar fi plăcut să fie toată biserica în această zi, că toți avem pentru ce să mulțumim Domnului. Dar îmi place foarte mult că acest cuvânt nu vorbește numai cu privire la cei care au venit în locul acesta, ci Dumnezeu spune, vreau să închei legământ și cu cei ce nu sunt, și cu cei ce vin cu ocazii deosebite în locul acesta, neînțelegând venirea la casa lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune, stai, spune versetul 12, stai să intru în legământ cu tine, stai să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, nu mai alerga atâta în stânga și în dreapta. Fugi acasă din locul acesta, te uiți când este ora 12 și dăm buzna cu toți afară. Uităm ceea ce ne vorbește Dumnezeu și mergem acasă la casele noastre să mâncăm, că Dumnezeu ne-a binecuvântat și avem ce pune pe masă. Să nu uităm, dragii mei, că ceea ce Dumnezeu ne cheamă este să reînnoim legământul cu Domnul. Poate că nu este valabil pentru toți.
Poate vorbesc la 1, la 5, la 10 sau la 20 din cei care sunteți 200 poate în această zi în locul acesta. Dar vreau să vă transmit acest cuvânt ca din partea lui Dumnezeu și să vă spun astăzi că Dumnezeu vă oferă o nouă șansă, că Dumnezeu vrea să reînnoiască legământul cu tine. În această zi, acest legământ pe care ți-ai permis să-l terfelești, să-l calci în picioare, atunci când ai vorbit, ai uitat că ești cuvânt copilul Domnului. Atunci când te uiți unde nu trebuie, uiți că ești copilul Domnului și uiți că Dumnezeu nu-ți permite lucrul acesta. Atunci când Dumnezeu spune stai, neacordarea, să spun așa, importanței cuvenite, când Dumnezeu spune oprește-te, păi omule, trebuie să te oprești, nu mai te duce înainte, la pas cu Domnul, la pas cu Domnul, că s-ar putea să o iei înainte și să o iei rău. Ați auzit? Unul care mergea, nu știu că mergea tare sau încet, dar nu mergea bine. Ei mai trebuiau 5 minute până la destinație și n-a mai ajuns. Este cineva în această zi, în locul acesta, care poate să-mi spună cât mai avem până la destinație? Nu este nimeni. Unul singur este aici care știe destinația și acela este Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Important este, dragii mei, să ne aducem în această zi aminte că acest cuvânt este cu privire la poporul lui Israel, nu este cu privire la cei de afară. Această, dragii mei, reînnoire a legământului constă în credincioșie față de Dumnezeu, iar călcarea legământului constă în necredincioșie față de Dumnezeu. Mă surprinde versetul 13, foarte mult. Și ascultați. Ca să te facă astăzi, voi mai citi încă o dată 12, dacă îmi permiteți, ca să putem să înțelegem mai bine contextul. Stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, în legământul acesta încheiat cu jurământ, să aduci aminte, și pe care Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu tine în ziua aceasta, o reînnoire a legământului astăzi. Și versetul 13 spune așa, ca să te facă azi poporul lui și el să fie Dumnezeul tău, cum ți-a spus și cum a jurat părinților tăi, Avraam, Isaac și Iacov. Acum eu vă pun o întrebare, nu era oare poporul Domnului? Nu era oare poporul Domnului? Nu vorbește Dumnezeu unui popor cu care a încheiat toată legământ? Că nu la voia întâmplării am citit versetul 1 care spune acolo, iată cuvintele legământului pe care a poruncit lui Moise Domnul să-l încheie cu copiii lui Israel în țara Moabului, în afară de legământul pe care îl încheiase cu ei la Horeb. În afara legământului a mai fost un legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu tine și nu l-ai ținut. De aceea Dumnezeu în această zi trebuie să-ți vorbească din nou, omule care ești în locul acesta și mă asculți. O reînnoire a legământului cu tine. Într-adevăr, erau poporul lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu vrea din nou și spunem aici așa de frumos cuvântul Domnului să te facă astăzi poporului ca și cum n-ar fi. Știți ce a făcut pe poporul Israel să-și piardă identitatea? Păcatul, răzvrătirea. Citiți acolo și veți vedea oameni care au văzut minunile lui Dumnezeu. Oameni care au văzut vindecări, oameni care au văzut cum Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni. Cele mai mari, poate, minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în toată Scriptura pe care o găsim scrisă, de la Genesa până Apocalipsa. Oameni care au trăit cu Dumnezeu, oameni care au trecut prin mare, oameni care au mâncat hrană căzută din cer, oameni care l-au auzit pe Dumnezeu vorbind, nu un muritor ca mine, care vă spune astăzi cuvântul Domnului, ci oameni care au mers cu Dumnezeu, dar păcatul, răzvrătirea, nemulțumirea, nu cumva ești caracterizat de aceste lucruri? Aceste lucruri, dragii mei, ascultați-mă bine în această dimineață, te face să-ți pierzi identitatea. Când îți pierzi identitatea, din punct de vedere spiritual, nu mai știi cine ești și nici Dumnezeu nu-și aduce aminte de tine. Din punct de vedere pământesc,
cum ți se cere? Carnetul de identitate, nu? Și scoți DNI-ul și-l arăți. Cine ești? Știi cum se cheamă, nu? Samuel Dumitrescu, dacă mă întreabă cineva și mă oprește traficul, nu? Să zicem. Aceasta este identitatea mea, fiul lui Viorel și al lui Maria. Din punct de vedere spiritual, suntem fiii lui Dumnezeu. Dar această identitate se poate pierde. Și Dumnezeu astăzi vrea să încheie din nou un legământ cu noi, ca să fim din nou poporul lui. Așa spune aici cuvântul Domnului. Ca să te fac azi poporul lui. N-am cerut-o noi de la Domnul și de multe ori mergem în alergarea noastră, de aia Dumnezeu spune, stai, stai, nu mai fugi așa. Stai, oprește-te, fugi rău și s-ar putea ca sfârșitul să-ți fie iadul și faci parte din poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu mai fugi așa, oprește-te, vreau să-ți înnoiesc identitatea. E ca și cum îți pierzi actele în țara aceasta și cineva îți întinde o mână din nou și spune, știu că ți-ai pierdut actele, știu că nu mai ai DNI, știu că nu mai ai niciun drept, vreau să te repun în drepturi. Același lucru este și din punct de vedere spiritual. Dumnezeu în această zi vrea să te repună în drepturi din punct de vedere spiritual, să înțelegi că copiii lui Dumnezeu și fiii lui Dumnezeu au autoritate și atunci când un copil strigă, Dumnezeu ascultă pentru că este Tată, slăvit să fie Domnul. Nu numai cu voi încheie legământul acesta, spune cuvântul Domnului mai departe. Încheiat cu jurământ. Ci cu atât cu cei ce sunt printre noi, de față în ziua aceasta, înaintea Domnului Dumnezeul nostru, da? Deci să nu uităm că aici suntem înaintea Domnului Dumnezeul nostru. Îmi place foarte mult și îmi propusesem, dar timpul nu mai îmi permite, să citesc două, măcar un pasaj, două, acolo unde spune, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te, mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Poate că de multe ori venim în locul acesta într-un mod natural, venim cu mâinile în buzunar, ne căutăm un loc, vorbim cu frații și cu surorile și uităm că în locul acesta, aici este casa lui Dumnezeu și aici trebuie venit, dar nu așa, nu oricum, ci trebuie venit cu o atitudine corectă. Aici nu poți să te duci ca la cinema. Aici nu poți să te duci ca și cum ai merge într-o instituție din lumea aceasta. Aici este Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Nu că n-ar fi Domnul și în altă parte. Dar atunci când vii în casa lui Dumnezeu, când vrei să te apropii de Dumnezeu și ai venit în această zi cu gând să-L asculți pe Domnul, lucrul acesta presupune de la sine smerenie, umilință. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Nu numai cu voi închei legământ, acest legământ încheiat cu jurământ, ci cu cei ce sunt aici printre noi, de față, în ziua aceasta, înaintea Domnului. Și spune cuvântul Domnului, versetul 15, cât și cu cei ce nu sunt aici printre noi în ziua aceasta. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze toată Biserica Betania. Și pe cei ce n-au venit astăzi aici, probabil că dacă dădeam cadourile de Crăciun astăzi dimineață, era plină biserica. Așa-i? Da. Ori vin și aia care vin numai la Paști și la Crăciun. Dar noi am făcut-o cu drag și am făcut-o, să știți, pentru copii. Astăzi ei, sau zilele trecute, în data de 24, ei au venit pentru ciocolată, că sunt copii. Și noi primeam una singură de la bunicul la Crăciun și era doar una, dar o primeam cu bucurie. Ei astăzi vin, poate, pentru lucruri mici în casa lui Dumnezeu, să primească ceva dulce. Dar mă rog ca Dumnezeu să-i aducă în ziua în care vor avea discernământ să înțeleagă că și Dumnezeu are ceva mai bun pentru ei decât o ciocolată. Dumnezeu să-i mântuiască pe toți. N-avem nimic împotriva, am pregătit și pentru cei care nu sunt. Și n-au fost puțini, au fost mulți. Și Domnul să-i binecuvinteze. Iată, dragii mei, că Dumnezeu vrea să încheie legământ și cu cei ce nu sunt aici. Cu cei care au uitat că astăzi este o zi de sărbătoare în care trebuie venit în prezența lui Dumnezeu, aici, în casa lui Dumnezeu, aici un Dumnezeu se ocupă de noi, un Dumnezeu ne vorbește, un Dumnezeu ne sfințește, un Dumnezeu ne dă o traiectorie bună,
unde Dumnezeu ne învață calea pe care trebuie să urmăm, slăvit să fie Domnul, pentru că fără lucrurile acestea nu putem să ajungem la destinație. Poți să te duci cât vrei. Unde să spun? La Albacete. Du-te cât vrei dacă vrei să te duci. Ai fost vreodată acolo, eu n-am fost. Dacă nu vei înțelege, dacă nu vei înțelege traseul și nu-ți vei pune GPS-ul acolo ca să ajungi la destinație, nu vei ajunge niciodată. Din punct de vedere spiritual, și am mai spus lucrul acesta și o spun pentru cei care nu dați importanță acestui GPS, dacă îmi permite să spun așa, călăuză, îndrumător pentru împărăția lui Dumnezeu. N-ai să ajungi acolo. Ascultă-mă bine. Nu cred că putem să ieșim cu mașina din Saragossa și să o luăm către Albacete, că nu o să-l găsim. Vă asigur, cu siguranță. Necălăuziți, neîndrumați, fără ca cineva să ne dea un drum. Am spus în mod imaginar, puteam să dau de numirea oricărui altui oraș. Locuri poate unde am fost, poate mai rar. În împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, dacă nu ești luminat de cuvântul lui Dumnezeu, n-ajungi. N-ajungi. Lumea zace în întunericul de afară, dar pe noi Iisus Hristos, în ziua în care a venit în viața noastră și ne-a căutat, Iisus Hristos ne-a luminat, slăvit să fie Domnul. Și această lumină a venit în mintea noastră, am înțeles-o în inima noastră. Psalmistul spune, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Păi crezi că poți să mergi prin întunericul de afară fără să aprinzi luminile cuvântului Dumnezeu? Este cineva care își permite să pornească noaptea și să n-aprinde luminile? Faci lucrul acesta? Nu-l faci, nu-i așa? Dar din punct de vedere spiritual este așa de greu să înțelegem, căci fără lumina care vine de sus, de la Dumnezeu, nu putem să mergem prin întunericul acestei lumi, să ajungem la destinație. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne dea lumina și înțelepciunea de care avem nevoie, dragii mei. Ca să putem să ajungem la destinație, este nevoie de această lumină. Și Dumnezeu să știți că ne-a dat-o și o avem. Trebuie doar să o aprindem, trebuie doar să o folosim, trebuie doar să rămânem în ea. Mai ești acolo? Mai ești lumina lui Dumnezeu? Te luminează lumina lui Dumnezeu sau te luminează reflectoarele lumii acesteia? Știți cum am locuit în țara Egiptului, spune cuvântul Domnului, și cum am trecut prin mijlocul neamurilor pe care le-ați străbătut? Ați văzut urăciunile și idolii lor? Lemnul și piatra, argintul și aurul care erau în ele? Să nu fie printre voi, ascultați, dragii mei, mare atenție, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este valabil pentru toți, să nu fie între voi nici bărbat, ascultă-mă, bărbatule, nici femeie, ascultă-mă, femeie, nici familie, familie care ești în locul acesta, ascultă-mă, nici seminție, Biserică Betania, care ești o seminție aleasă, chemată de Dumnezeu să fii sfântă, a căror inimă să nu fie între voi, da? A căror inimă să se abată azi de la Domnul, Dumnezeul nostru, și care să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă o travă și pelin. Și Domnul să facă lucrul acesta. Dar de bine de tine și de mine, ca individ vorbește Dumnezeu, ca familie vorbește Dumnezeu și ca seminție vorbește Dumnezeu, ca biserică. Dumnezeu spune să nu fie. A căror inimă să se abată azi de la Domnul. Am și uitat de ciorna aceasta care mi-am făcut-o aici. Abaterea aceasta de la Dumnezeu, dragii mei, este nu altceva decât călcarea legământului. Ce aduce călcarea legământului? O travă și pelin. O travă și pelin. O inimă abătută care să se abată, o travă și pelin. Și încă ceva. Mai aduce ori așa ceva. Încă ceva mai aduce. Tulburare. Evrei 12, te rog frumos, Evrei 12 cu versetul 14 să-mi pui acolo. Pune-mi, te rog. Ia ascultați. Am luat de la versetul 12 ca să înțelegem ce în ce ne cere Dumnezeu. Da? Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Pace cu toți, da? Și sfințire. Mai departe, 13. Luați seama bine
ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar de amărăciune. Ce am spus mai devreme? Otravă și pelin, exact același lucru. Să aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Abaterea de la Dumnezeu aduce amărăciune, aduce, așa cum spune cuvântul Domnului, otravă și pelin. Și când ești un astfel de om, aduci tulburare. În loc să aduci pace, în loc să cauți pacea și sfințirea, aduci tulburare. Dacă ești un astfel de om, pocăiește-te până nu e prea târziu. Și Dumnezeu să aibă milă de noi. Dacă stai lângă cineva care are acest duh de tulburare peste el și îl vezi că, Doamne, nu-i mulțumit de nimic, este ursuz, cuvântul Domnului spune în Proverbe că ursuzului nu-i place nimic. Doamne, n-ai cum să-l mulțumești. Nimic nu-i bun în casa lui Dumnezeu pentru el. E, un astfel de om are probleme din punct de vedere spiritual și un astfel de om și-a abătut inima de la Domnul, iar consecința abaterii inima de la Domnul a dat o rădăcină de amărăciune. Și acea rădăcină de amărăciune, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, așa de frumos aici, a adus o travă și pelin și mai aduce, așa cum am spus, tulburare. Ferește-te să stai în prezența unui astfel de om. Ferește-te, iar dacă îl întâlnești, sfătuiește-l, roagă-te pentru el. Nu primi cuvintele lui, nu primi ceea ce el îți spune, pentru că ai să te amărăști și tu. Sunt foarte multe bori contagioase din punct de vedere spiritual și fratele Iosif Borca ne vorbea despre lucrul acesta. Dacă vrei să vă aduceți aminte, intrați pe pagina de bisericii și ascultați acolo, că este bine. Decât să te uiți la un film, mai bine te uiți acolo. Să înveți ceva. Dragii mei, cuvântul Domnului spune mai departe și cu aceasta vreau să mă apropii de încheiere. Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acesteia cu încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui. Dacă ești în locul acesta și probabil că crezi ce îmi vorbește omul acesta și așa mai departe, mâine va veni altul, după masă va fi altcineva. Au fost și săptămâni trecute și Dumnezeu ți-a vorbit. Dacă cumva crezi, cu alte cuvinte vrea să spună Dumnezeu aici. Mulțumesc. Hai să-l citim între ca să-l înțelegem. Nimeni după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui și să zică, voi avea pacea chiar dacă aș urma pornirile inimii mele. Fac abstracție de partea a doua, cred că nu-i cazul, nu? Este cineva care îi place să... Nu? Să sperăm că nu. Și chiar dacă aș urma beția la sete. Ce vrea să spună cu Dumnezeu aici? Să nu creadă cineva în inima lui, să nu crezi că îți vorbește Dumnezeu și pleci acasă râzând, lăudându-te. Oare cine cunoaște inima? Noi nu putem să vedem ce este în inimile noastre, dar în locul acesta, știți foarte bine lucrul acesta, pentru că vi se spune des, este unul care cunoaște inimile, care citește și știe la ce te gândești și în clipa aceasta când îți vorbesc ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă să-ți spun. Știe Dumnezeu la ce te gândești. Și dacă crezi că voi avea, spune cuvântul Domnului aici, pace, cuvântul Domnului spune să nu te amăgești, să nu crezi că ai pace. Pace au cei care îl respectă legământul și cei care îl cinstesc pe Dumnezeu, care, așa cum spune cuvântul Domnului, caută pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu-l va vedea pe Dumnezeu. Amin? Dragii mei, să nu ne înșelăm, să nu uităm că dacă uiți, șeful îți spune să stai până la 6 și tu pleci la 5, te prinde și ți-ai pătat obrazul. Astea sunt legi pământești. Fratele Ghiță spunea la sărbătoarea roadelor să rămână tot jos. Și erau alții deja care afară deja mâncau. Acum eu vă spun, necinstea aceasta din punct de vedere pământesc, necinstea aceasta, te necinstești pe tine însuți, singur înaintea oamenilor. Cu cât este mai grav încălcarea cuvântului Dumnezeu, când Dumnezeu spune să nu-ți imaginezi că o să ai pace, cu alte cuvinte, să nu crezi că o să fii fericit.
Să nu crezi că ai să mă înșeli. Te cunosc. Călcarea legilor și poruncilor lui Dumnezeu duce la despărțire eternă de Dumnezeu. Aceasta înseamnă călcarea legământului. Dar Dumnezeu astăzi, cu mine și cu tine, vrea să încheie un legământ nou. Și Domnul să ne ajute să-l facem. Pe acela, spune cuvântul Domnului, cel care face lucrul acesta, chiar dacă aș urma pornirile mele, voi avea pace, spune aici. Pe acela, versul 20, Domnul nu-l va ierta. Și atunci mânia și gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia. Toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el și Domnul îi va șterge numele de sub ceruri. Pierderea identității pentru veșnicie. Astăzi este șansa din partea lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Dumnezeu ne cheamă să renuim legământul cu El. Nu-L interesează pe Dumnezeu ce ți-ai reînnoit anul acesta. Poate că ți-ai înnoit telefonul, ți-ai reînnoit garderoba sau poate că mașina. Crezi că asta-L interesează pe Dumnezeu? Lucrurile acestea sunt egal cu zero în ochii Domnului. Dumnezeu vrea să renuim legământul, că dacă nu vom arde cu toate lucrurile care le avem pe pământul acesta, Dumnezeu vrea să renuim legământul cu El, ca să avem un viitor fericit, dragii mei, și o nădejde, și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În încheiere, dragii mei, vreau să citesc Evrei 13 cu 20 și cu 21. Evrei, capitolul 13, versetul 20. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți, ascultați, prin sângele legământului celui veșnic, așa a spus Domnul Iisus Hristos și vorbim la cine despre lucrul acesta, lasă-l acolo. Apoi a luat un pahar și a zis, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou. Ne aducem aminte de multe ori de viță și de semnificația ei, deși de pâine în semnificația ei, dar uităm de multe ori că ori de câte ori facem lucrul acesta, ne aducem aminte și celebrăm legământul pe care Dumnezeu, cel nou pe care Domnul l-a făcut cu noi. Mai departe, a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, Marele Păstor al oilor. De ce? Ca să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun. Pentru ce? Ca să faceți voia Lui și să lucrați în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu, dragii mei, pe care ne-o face, să ne fim desăvârșiți în orice lucru bun, să facem voia lui Dumnezeu, da? Și mai departe spune așa de frumos cuvântul Domnului, ca să lucreze în noi ceea ce este plăcut. Aceasta înseamnă, dragii mei, ținerea legământului. Aceasta înseamnă să înțelegem că Dumnezeu astăzi renoiește legământul cu noi. Este o zi de sărbătoare. Este o șansă pe care Dumnezeu ți-o oferă astăzi. Nu știu dacă ai fost mulțumit de tine în 2014. Nu știu dacă vom intra în 2015. Nu știu ce va fi. Ne place când ni se spune, atunci când Domnul Iisus Hristos a luat cartea pentru prima oară în sinagogă și a deschis la prorocul Isaia și a citit un an de îndurare. Dumnezeu nu-ți promite un an de îndurare, nu-ți promite o viață de îndurare. Dumnezeu îți promite o veșnicie de îndurare cu El. Dar trebuie să ții legământul pe care l-ai făcut cu Domnul și să nu-l calci, să-ți aduci aminte de lucrul acesta și Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.